În umbra lui Saturn e despre traversarea din întuneric și din umbră la lumină. Este și o invitație la o călătorie de conștientizare presărată cu multe exemple personale din viața autorului, care nu doar analizează provocările comune ale altor bărbați, ci și aduce mărturii personale referitor la dificultățile din propriul său drum, din călătoria lui prin viață. Aici avem o carte esențială despre masculinitate, dar și despre dureroasele secrete ale psihicului masculin, unele dintre ele fiind asociate cu frica. Bărbatul trebuie să se confrunte cu cea mai mare frică pe care toți bărbații o poartă. Nu frica de moarte, ci frica de a nu-și fi trăit cu adevărat viața. Însă important de spus e că această carte a lui Hollis nu e doar despre emoții ascunse, grele sau dureroase, despre aspectele cele mai adânci și umbroase ale bărbatului, ci e și despre perspectivele și posibilitățile pe care le avem ca bărbați în vindecarea proprie pentru a ne elibera de moștenirile vechi și dăunătoare, reușind astfel să restabilim echilibrul interior și trăind dincolo de propriile limitări din toată inima. Primul dintre cele 5 capitole ale cărții dă glas unei imagini mai clare despre rolurile, poverile și așteptările pe care, în mod inconștient, un bărbat le are și care îl țin înlățuit, cumva într-un soi de blocaj interior. Cartea lui Hollis este și un ghid, dacă vrei, unul care poate însoți o vreme un bărbat în călătoria lui înspre a privi în interior, în căutarea unei mai mari libertăți personale și în a trece de la umbre la lumina strălucitoare a darurilor masculine. Un principiu adus în lumină de către James Hollis, pe care pot din experiența mea cu bărbații să-l confirm, acest principiu ne lămurește că pentru armonie și vindecare reală, bărbații trebuie să activeze în interiorul lor ceea ce nu au primit din afară. După ce face referire și analizează și contribuția altor autori și cărți esență pe tema masculinității, completând perspectiva acestora, Hollis are un merit apreciabil pentru că dezvoltă din nou tema ritualurilor de trecere și devenire, un subiect pe care eu îl consider extrem de necesar nouă astăzi, ca bărbați și devenirii noastre, transformării noastre inside out. Cartea În umbra lui Saturn ne aduce mult mai mult înțelegere despre cât de necesare sunt ritualurile simbolice de trecere și devenire de la copilărie la bărbăție. De trecere de la dependențele copilăriei la autosuficiența vârstei adulte și mature. La conectarea autentică a unui bărbat cu sine și cu comunitatea sa, acolo unde el e primit și acceptat, este văzut, recunoscut și validat. Aici, în spațiul acesta de împreună al unei comunități, bărbatul poate și cred că e necesar ca el să-și exprime puterea personală și puterea lui de acțiune, cu sens, forță, încredere și determinare. Un psiholog fin, autorul continuă în paginile acestei cărți nu doar să arate cele mai întunecate și înfricoșătoare trăiri care zac adânc în ființa unui bărbat, cum ar fi frica, unul dintre motivele cărții, ci aduce claritate și călăuzire privitor la transformarea relației unui bărbat cu mama și mai ales cu tatăl său și destăinuie, de asemenea, cele 8 secrete pe care le purtăm în noi ca bărbați. Și în felul acesta ne lămurește cine este cu adevărat vindecătorul unui bărbat rănit, de asemenea oferindu-ne numai puțin de 7 pași concreți către vindecare. Și voi încheia cu un citat din această carte. Călătoria eroului din ziua de astăzi nu are loc în lumea fizică, ci în teritoriile ostile ale sufletului. Răul pe care bărbații trebuie să-l înfrunte nu e vreun barbar de la porțile cetății, ci întunericul interior, frica de care doar curajul ne poate elibera. Sper că ți-am trezit interesul și curiozitatea pentru acest volum foarte valoros și te invit să-l așezi în biblioteca ta și printre lecturile tale viitoare. Nu uita, bărbate, că tu ai puterea să te faci bine și să faci lucrurile bine în viața ta. Lectură plăcută îți doresc!